Și pentru tine, care l-ai cunoscut odată pe Dumnezeu sau care te consideri parte din trupul lui Hristos, vreau să spun că tu nu trebuie să fii o piatră paralizată, tu nu trebuie să fii un mădular paralizat, tu nu trebuie să fii un mădular care nu-și face treaba pentru care a fost gândit de Dumnezeu, ci tu trebuie să fii o piatră vie. Știi ce înseamnă viu? Viu înseamnă atunci când reacționez. Eu dacă mă duc și îl ciupesc pe Mike, el o să reacționeze, mai ales dacă nu mă vede și nu se așteaptă. Când te înțapă ceva, o să simți înțepătura și reacționezi, nu când te înțapă un țățar, dai. Pentru că corpul tău este viu, ai sânge care funcționează, care merge prin vene, celulele tale trăiesc. Dar când nu reacționezi din punct de vedere spiritual, când ți se cântă de jale, nu plângi. Când ți se spune de bucurie, nu te bucuri. Când ești chemat să te rogi, te rogi că numai trebuie să zici câteva cuvinte, aia înseamnă că ai o problemă reală. Reală. Tu nu reacționezi cum trebuie. Mi-e greu să spun, dar cum e un om care nu reacționează și care, doctorul spune, nu mai are reflexe, nu mai reacționează. Imun. E bai. Probabil pe un pat de spital. Oamenii care nu reacționează din punct de vedere spiritual sunt oameni care nu sunt vii sau nu sunt vii, nu sunt cum trebuie. Mai au sunt mai aproape de moarte decât de viață. Piatră vie, nu semivie. Haideți la viața reală, cea cu Dumnezeu, viața de zi cu zi, părtășia frățească, ceea ce ne face să simțim cu adevărat că trăim. Haideți să avem parte de cât mai multe like-uri în viața de zi cu zi, aprecieri pe care le dăm oamenilor față în față, să renunțăm să mai pozăm într-un fel doar de dragul de a vedea ceilalți, ci să încercăm să fim noi, oameni reali, vii, care căutăm prezența lui Dumnezeu, care ne lăsăm încuraja și încurajăm pe alții. Și astfel să devenim oamenii pe care Dumnezeu se poate baza și care Dumnezeu a rânduit să fie.